Bun găsit tuturor! Astăzi ne întâlnim din nou cu Mihaela Mateoiu. Așadar, urmează sport și sănătate. Vom vorbi despre slăbit. Mai exact, tema de astăzi este psihologia slăbitului. Abia aștept să văd despre ce este vorba. Bună ziua, Mihaela! Bine te-am găsit! Bine ați revenit! Vorbim în fiecare zi despre o stare de bine, despre un confort pe care ar trebui să-l avem, da? În fiecare zi, nu doar câteodată. Astăzi vorbim despre slăbit. De unde ar trebui să pornim când ne gândim la acest lucru? Slăbitul este o provocare psihică, nu fizică. De acolo. Dar pentru noi mai mult fizic, cred că simțim acest lucru, nu? În primul rând trebuie să facem setarea. De ce este important slăbitul? Ce rol are în viața noastră și de unde pornește, nu? Și de la psihic, normal. Trebuie să facem setarea. De ce? Pentru că noi avem niște transformări. Venim dintr-un mediu în care suntem obișnuiți cu un anumit stil de viață și sunt implantate, să spun așa, în subconștient. Noi trebuie să învățăm cum să ne controlăm subconștientul ca să putem să avem și rezultatul dorit. Cum facem acest lucru? Pentru că, în teorie, totul stă foarte bine și este foarte ușor. Cum punem în practică ceea ce ne spui tu? În primul rând, să fim conștienți că singuri decidem ceea ce trebuie să facem, singuri alegem, singuri să stabilim ceea ce vrem noi, dar cu ajutorul unui profesionist, stabilirea anumitor scopuri și proiecte și ce... Și a traseului pe care trebuie să-l facem. Ai spus că, da, într-adevăr, singuri trebuie să luăm această decizie, dar, de cele mai multe ori, ajungem să luăm această decizie în urma unor împrejurări sau chiar în urma unor condiții. Și spun asta pentru că de cele mai multe ori luăm decizia atunci când ajungem într-un impas. Atunci când cineva ne impune și ne întrebăm, mai este decizia noastră sau este o decizie impusă? Pentru că se întâmplă ca din punct de vedere al sănătății să nu stăm chiar bine și atunci medicul să ne ceară acest lucru. Deci este ceva impus. Revin acum, la acest lucru, da. Și stau și mă gândesc cum e mai bine. Să lăsăm lucrurile să vină de la sine sau să evităm aceste impuneri, condiții pe care recomandat le dau alții. Este să evităm aceste impuneri, în primul rând de la domnul doctorul, da, că sunt multe persoane care au venit la noi. M-a trimis domnul doctor să slăbesc pentru că am o problemă de sănătate și mi-a spus lucrul acesta. Dar ce putem face noi? Să ajutăm în primul rând persoanele tinere, copiii, să învețe că un stil de viață începe de mici, ca să nu ajungă la bătrânețe sau mai încolo să aibă repercursiuni. Să nu ajungă la aceste impuneri. Ok. Și ce trebuie să facem în primul rând? Să înțelegem că transformarea noastră începe odată cu noi. Trebuie să înțelegem în primul rând cum funcționează organismul nostru, care este procesul lor, ca să putem să-l ajutăm, să-l ducem acolo unde trebuie. Și să nu luăm ca o dietă scurtătură, să spun așa. Orice transformare durează și să avem, în primul rând, răbdare. Pentru că dacă noi nu avem răbdare, imediat apar frustrările, supărările, pentru că nu sunt rezultate. Noi avem rezultate imediat, bătând așa din palme. Lipsa răbdării, da. Duce la acest lucru și cred eu că nivelul așteptărilor noastre. Exact. Și nerăbdarea duce la, cum pot să spun eu, la fără blândețe, adică nu ajungi la blândețe. Răbdarea are blândețe. Dacă tu n-ai răbdare, duci la stres, la un stres mai puternic organismul. Și mintea cere mâncare, să spun așa, și subconștientul. Dacă ții minte când copiii care plâng, ei plâng de foame și imediat li se ameliorează plânsetul prin mâncare. Exact, așa este și acum. Da. Eu zic, de ce plângi? Păi e foame, hai să-i dăm mâncare. Așa și mintea noastră și sufletul nostru cere. Dar noi trebuie să ne pregătim. Și din punct de vedere fizic, psihic, alimentar și sportiv. Cum ne pregătim? Concret, ce avem de făcut? Măcar câțiva pași, de unde pornim? Care este startul? În primul rând trebuie să ne gândim la sănătate. Dacă eu fac acești pași de pregătire, cum să înțeleg cum funcționează organismul,
ce se întâmplă dacă eu mă grăbesc, cum am spus, apare frustrarea. Și cum fac acest lucru concret? Cum fac să înțeleg toate astea? Apelez la un consultant wellness. Da? De ce? Pentru că de unul singur nu poți să faci lucrurile acestea. Pentru că pe parcurs apar frustrările dacă ne luăm după ureche și ne întoarcem la celelalte obiceiuri, adică ne învârtim pur și simplu într-un singur cerc. Adică ne trebuie cumva un ajutor. Un ajutor. Măcar din punct de vedere psihologic, da, un mentor poate pot spune, dacă nu e prea mult, zic bine, care să ne îndrume pas cu pas pe această cărare a psihologiei slăbitului. Și durează. Cam cât? Că rolul nostru este să susținem omul și să-l facem să înțeleagă că acest proces durează, da? Cam cât? În primele 21 de zile este acomodarea și devine o obișnuință. Eu m-am obișnuit să mă trezesc dimineața, să-mi iau micul dejun, să beau apa, să-mi formez farfuria. Apoi, după o lună de zile, organismul cere singur, nu trebuie să mai pun ceasul să sune. Deja simt, da, se apropie ora 11, eu trebuie să mănânc gustarea, că așa s-a obișnuit. El se obișnuiește în 3 luni, 6 luni, 1 an, 2 ani. Și iată, deci chiar trebuie să avem răbdare. Răbdare. De ce? Pentru, cum am spus și data trecută, corpul are memorie. Eu dacă țin o perioadă de 6 luni de zile o greutate, el are memorie și se poate întoarce oricând la greutatea aceea. Trebuie să mă opresc după câteva luni. Dacă am obținut rezultatul dorit, pot reveni la vechile obiceiuri și atunci s-ar putea ca scopul să nu mai fie atins. Exact. Deci eu dacă am slăbit 30 de kilograme, într-o perioadă anume, că acum diferă de metabolismul fiecarei persoane, eu trebuie să mă mențin încă 6 luni de zile sau 7-8 luni de zile, depinde în cât timp am slăbit, la greutatea aceea, fără 30 de kilograme. Da. Apoi trecem la perioada de menținere pentru tot restul vieții. O altă etapă. O altă etapă. De ce? Pentru că noi trebuie să înțelegem că slăbitul are ca rezultat sănătatea, o regenerare celulară frumoasă, un tonus frumos, o atitudine psihică mai pozitivă. Asta înseamnă că vom avea de-a face toată viața cu psihologia slăbitului. De fapt, devine un stil de viață ca toate celelalte metode pe care ni le-ai prezentat și trebuie îmbrățișat pe termen lung. Pentru toată viața. Eu una am decis ca pentru toată viața să mă simt bine, să fiu sănătoasă la adânci bătrâneți și contează foarte mult suportul antrenorului personal pentru că mă susține. Chiar dacă nu mai am motivația necesară, antrenorul vine și spune, hai că poți, hai unde ne-am oprit sau ce vrei să faci pentru pe viitor și îți dă așa o viziune și apoi decizi că da, într-adevăr are dreptate. Și când vezi că te apropii ușor, ușor de rezultat, clar ai un impuls și mai mare să mergi mai departe. Da, și eu spun, dacă tu ai slăbit 30 de kilograme, te întreb în primul rând cum te simți. Mă simt bine. Ai vrea să te simți bine pentru toată viața? Da, cum să nu? Uite ce trebuie să faci. Eu spun ce trebuie să faci ca să fii acolo să te simți bine toată viața. Și oamenii văd că nu este dietă și că este un stil de viață sănătos și că mâncăm, nu stăm nemâncați și merg înainte. Și mă, să știi că e chiar mai bine și mai gustoasă mâncărica făcută la cuptor și în primul rând văd că se simt mai bine din punct de vedere al sănătății și că nu mai ajung să ia... Da, nu mai ajung la doctor așa, de des. Așa. Ai spus despre cele 21 de zile, primele și cele mai importante, dacă le trecem, măcar este primul pas, da? Ne schimbăm obiceiurile de zi cu zi și pornim așa pe un drum pe care am vrea noi să mergem tot restul vieții. După aceea avem cele 6 luni de memoria ale organismului. După aceea trebuie să avem așteptări 2-3 ani, da? Și abia apoi trecem pentru tot restul vieții. Abia de atunci începe, zic eu, etapa finală pentru care lucrăm zi de zi. Da, de ce? Pentru că după 2 ani de zile se reglează concret compoziția corporală, masă grasă, masă musculară, masă hidrică și noi trebuie să o menținem apoi pe restul vieții. Mai avem scăpări, că suntem oameni, mai avem evenimente, sărbători, nu este nicio problemă, dar nu mai ajungem acolo unde am fost la început. Am văzut clar la tine că ai slăbit.
ne și anunți de fiecare dată, ai slăbit câteva kilograme bune și te simți bine acum. La ce ți-a fost cel mai greu să renunți? Sau unde ți s-a părut ție cel mai greu din propria experiență? Mie nu mi s-a părut greu pentru că întotdeauna am căutat să implementez o dietă, să spun așa, în viața mea. Și nu mi s-au potrivit. Și asta este cea mai potrivită. Și dacă am văzut că mi se potrivește, în continuare am ținut-o, de ce nu? Nu știu dacă v-am spus, dar eu între timp am devenit și vegană. Asta a fost decizia mea, am văzut că mă simt bine și am continuat. În momentul dacă mănânc ceva nesănătos, acum sunt conștientă, organismul meu reacționează. Mai ales între timp am devenit și am intoleranță la lactoză. Din greșeală am băut ceva cu lapte și imediat am văzut reacțiile adverse ale organismului. El se adaptează cu un stil de viață sănătos și cu anumite alimente și în momentul când îi dai, el reacționează. Imediat refulează. Da, da, da. Și am preferat, de ce să mă simt rău când pot să mă simt bine? Cei care au venit și ți-au cerut ajutorul până acum, cei pe care i-ai ajutat și sunt destui la număr, s-au confruntat cu anumite situații peste care au trecut mai greu? Provocările culinare, da, am persoane și în momentul de față care sunt la început, am o fată de o lună de zile și încă mai are provocări la dulciuri. Și noi putem, îi spun, uite, mă putem să înlocuim dulciurile astea, nu e neapărat să mănânci pe Eugenia sau Napolitana, poți să-ți faci ceva care este dulce și... Dar provocarea este că are și copii și le mai ia lor și... Și aici intervine pofta. Da. Voiam să le spunem telespectatorilor să înțeleagă că într-adevăr sunt eforturi, dar nu sunt imposibil de rezolvat. Nu este chimie nucleară, nu este operație pe creier. Și încă ceva, organismul poate la orice vârstă să facă o schimbare, numai tu să vrei să faci o schimbare, să-l ajuți, să implementezi în fiecare zi o rutină. Și devine obișnuință. De exemplu, pentru mine, dacă nu îmi fac înviorarea de dimineață, nu mă simt bine pe parcursul zilei, parcă sunt somnoroasă. Acolo câteva exerciții. Așa cum se creează dependența de dulciuri sau de orice altceva, se creează dependența și de stilul de viață sănătos și de toate acele lucruri pe care le facem în viața de zi cu zi și care ne fac să ne simțim bine. Da, și dacă tu înțelegi, eu îmi iubesc trupul și am înțeles acum câte celule sunt în corpul meu, ce au ele nevoie în fiecare zi, eu am grijă de ele și am și sloganul meu. Mai bine să am grijă de templul meu decât corpul meu să fie tomberonul meu, să spun așa. Corect, foarte bine spus. Concluzie la final de... La final, în primul rând, trebuie setarea mentală. În orice vrei să te apuci, dacă nu reușești să faci setarea mentală și să... vezi și rezultatul de la final, mai bine nu te apuca. Pentru că organismul are de suferit. Dacă tu îi dai o dietă de slăbire, trebuie să intru în rochia de mireasă sau un eveniment și apoi te îngrași la loc, efectele sunt drastice pentru organismul tău. De aceea, ori faci schimbarea pentru totdeauna, ori deloc. Am înțeles despre ce este vorba, totul pornește de la psihic, așadar, de aici trebuie să începem noi. De aici trebuie să lucrăm întâi. Ne setăm ce vrem să facem, unde vrem să ajungem și pe urmă pornim la drum. Dacă cerem și sfatul unui specialist, cu siguranță rezultatul nostru va fi cel dorit. Ne oprim aici cu psihologia slăbitului și vă invit să facem și puțină mișcare. Tocmai ce ne spunea Mihaela, că aceasta ne înviorează, indiferent de momentul zilei în care ne aflăm. Să trecem la sport! Salutare! Haideți să facem mișcare, să fim în super formă toată viața! Și astăzi am pregătit un antrenament cardio HIIT, dar înainte de asta să facem încălzire. Ca de obicei, mâinile în șorb, rotim ușor gâtul. Invers. Lateral, dreapta stânga. Sus, jos. Umerii, încălzim umerii, ducem ușor în spate, față, braț față, dreapta stânga, spate,
și întindem foarte bine, încălzim și coatele. Față, spate. Rotim. Invers. Unim coatele, inspire, expire. Și sus. Contează foarte mult încălzirea. Și în spate, tragem pe umeri. Încălzim intercostalii. Față. Încălzim coloana, da? Rotim ușor. Invers. Încălzim coapsa. Cealaltă. Și acum încălzim genunchii. Față, spate și lateral. Glezna. Cel de la picior. Invers. Și începem prima dată cu un joc de glezne. Inspir, expir în timpul antrenamentului. Vin și brațele pe lângă trunc. Și apoi facem o alătare ușoară. Depărtez apropii. Pe loc. Să ne încoadă. Ha! Și pe loc. Inspir, expir. Da? Și am așa. Două. Și pe loc. În cardio nu se stă, dacă nu mai poți, pur și simplu faci pe loc. Și pregătim un jumping jacks. Dacă aveți surplus mare de greutate, faceți așa, de pe loc. Inspir, expir. Și pe loc. Și împingem cu piciorul în față.
Și două, două. Și pe loc. Și am așa. Ridic genunchi. Și mai rapid. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și pe loc. Inspir, expir. Bravo, unesc brațele aici. Și am așa, două, două, și și mai rapid. Două, trei, patru, cinci, șase, șapte, și schimb. Două, două. Și acum pregătesc să lovesc cu pumnul stâng. Dreptul țin sub bărbie și când mut pasul, mut și pumnul. Hai! Și 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și schimb. 1, 2, cu dreptul. Și pe loc, alergare pe loc. Bravo, și am așa acum. Piciorul drept, îndoit ușor și ridic stângul și schimb și brațele, da? Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 7, 8. Schimbăm. Inspir, expir. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 8. Și pauză de hidratare. A revenit, ne-am hidratat. Este foarte important să bem apă în timpul antrenamentului, dar nu multă. Ok. Haideți să continuăm. Să ne reintrăm în ritm. Cu alergare pe loc. Și am așa acum, depărtez picioarele și mă duc dreapta și apoi stânga. Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 și 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și pe loc și pulsez. Trage aer în pieptul de afară. Și avem așa acum. Ducem piciorul în spate și ridicăm și brațele. Și 1, 2, 3, 5. Încă o dată. Bravo! Acum ducem piciorul stâng și ridicăm dreptul.
încă o dată. Și schimbăm, da? Ducem dreptul și ridicăm stângul. Bravo! Și am așa, fandare, brațele sus, bat palmele și revin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, schimb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo! Pe loc! Și alergăm! 4, 1, 2, 3. Și am pasat de loc. Dreapta stângă, da? Ușurel. Și braț. Stânga, dreapta. Stânga. Inspir, expir. Și braț sus. Și două brațe. Și cot. Inspir, expir. Și încep. Și pe loc. Inspir, expir. Și în față. Și cam atât pentru astăzi. Și o să facem și relaxare. Ok. Inspir, expir. Întindem brațele, ne uităm după brațul drept, brațul stâng, sus, mă duc la picioare drept, întind bine, 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 stâng, mă așez în poziție sumo, coatele între genunchi, inspir, expir, relaxez ușor coloana de la dreapta la stânga și invers. Las brațele grele. Apropii picioarele. Întind bine până unde ajung. Îndoi ușor genunchii. Mă apuc de coate în spate. Și ridic. Dacă pot. Ridic coloana ușor, trag de umeri, iau piciorul din spate, duc, relaxez bine mușchiul, mi-am un punct fix, schimb celălalt. Bravo! Iau brațul drept, îl duc lateral. Sus, la omoplat, trag ușor de cor și intercostalii, relaxez. Duc în jos degetele
în sus, întind bine bine spatele, pieptul și vin cu celălalt braț. Relaxăm toți mușchii, i-am pus în mișcare, trebuie să-i ținem la loc. În jos, în sus și vă aștept alături de mine să facem mișcare împreună și să avem un echilibru și în farfurie. Contează foarte, foarte mult și ne îmbrățișăm și ne aplaudăm, că astăzi mi-am acordat mie, în primul rând, atenție.